Bun găsit! Astăzi ne vom juca cu diferite obiecte pe care le vom muta, ascultând cu atenție sarcinile date. Astfel ne vom testa atenția și concentrarea, dar ne vom și juca. Va trebui să ascultați cu atenție și să vă gândiți care obiect va trebui mutat sau unde. Să începem! Alina alege cadoul care are fundă galbenă și este împachetat într-o cutie roșie. Ea îl va pune sub braț. Care este cadoul ales de Alina? Motanul Tom s-a rătăcit. El trebuie să ajungă la căsuța care are pe acoperiș o fundă roșie și trei geamuri rotunde. Care este căsuța? Ca să ajungă la căsuță, trebuie să treacă prin fața cățelului Maro, care are o zgardă albastră. Pe unde va trece? Pinguinului Apolodor îi place să patineze. De obicei, patinează pe bancul de gheață aflat lângă un iglu. Care este bancul de gheață pe care patinează Apolodor? Rezolvați următoarele sarcini. Luați în mână caietul portocaliu și creionul albastru. Ridicați ambele brațe lateral și efectuați o rotire prin săritură. Să efectueze această adunare copilul care are părul negru și mâna stângă ridicată. Ce copil va efectua adunarea? Acum, jucați-vă cu colegii de bancă. Luați mai multe obiecte și gândiți-vă la mai multe sarcini, ca în exemplele anterioare. Puneți mai multe obiecte pe bancă și formulați pe rând cerințe care să conțină cuvântul și, ca în exemplele anterioare. Succes!